Voi continua, dragi telespectatori, cu prezentarea acestei influențe astrale pentru zodia Rac. Am spus că Racul va avea în această perioadă dificultăți profesionale, în special certuri cu superiorii, cu șefii sau cu patronatul, dar și grijă mare în raport cu autoritățile. În această perioadă, mulți raci vor primi amenzi dacă vor conduce imprudent, pentru că Marte retrograd duce la precipitare, grabă, viteză și de aici și risc de foarte multe amenzi. Pentru Rac, sfatul meu este să încerce să nu discute cu superiorii problemele lui personale, nemulțumirile lui legate de salariu sau de locul de muncă și nici cu partenerul de viață, cu soțul, vorbesc în special despre femei, deci cu tot ce înseamnă autoritate masculină, pentru că relațiile în această perioadă cu Mercur retrograd, cu bărbații care reprezintă autoritate în viața noastră, pentru toate femeile, aceste relații sunt defavorabile. Deci sigur nu vom găsi înțelegere în raport cu aceste persoane importante ca autoritate în viața noastră. De aceea, mai ales la femeia Rac, îi recomand o mai mare diplomație în raport cu soțul și cu șeful sau superiorul. De asemenea, este o perioadă în care există un pericol printr-o intervenție chirurgicală, deci dumneavoastră chiar trebuie să evitați intervențiile chirurgicale, sau printr-o eroare de farmacie de tratament, un tratament greșit administrat. Pentru Leu, problema ține de raporturile cu justiția, cu oficialii, guvernanții și cu străinătatea. În această perioadă, leii care au probleme cu justiția trebuie să aibă grijă, pentru că lupta cu personajele influente este defavorizată de astre, deci nu vă puneți cu persoane care sunt mai puternice decât dumneavoastră, nu inițiați un proces pentru că nu veți face decât să vă pierdeți timpul și banii inutil, eventual terminați procese începute așa cum se termină ele, nu căutați un alt recurs, o altă variantă, pentru că nu veți reuși, deci așa cum se încheie, așa. Aceasta este sentința definitivă, deci lucrurile nu vor fi mai bune, cel puțin până în 26 mai, și atunci nu e bine să inițiați o altă acțiune, pentru că nu veți câștiga, ci doar vă veți pierde banii și timpul. De asemenea, astrele nu favorizează călătoriile lungi, eventual doar deplasările scurte, și dumneavoastră trebuie să fiți foarte atenți cu oficialii și guvernanții și mai ales cu instituțiile față de care sunteți datori. Dacă aveți plăți de făcut privind datoriile către stat, de exemplu, în această perioadă nu mai puteți să le amânați, nu mai veți avea șansa unei amânări a unor plăți, a unor datorii, trebuie neapărat să vi le onorați. Vă sfătuiesc să fiți foarte atenți, pentru că există riscul să se abuzeze de încrederea dumneavoastră, și dacă intrați într-o afacere sau vi se propune o afacere sau o investiție, dacă doriți să faceți o cumpărătură mai mare, cum spuneam, o investiție în ceva o investiție substanțială, trebuie să fiți foarte atenți că există riscul să fiți înșelat, escrocat, pentru că există această tendință de abuz de încredere. De asemenea, în această perioadă leii trec până în 26 mai printr-un puțin pesimism, adică se accentuează așa o latură pesimistă. Nu este chiar așa de rău tot ce se întâmplă, dar răul care vi se întâmplă este necesar, pentru că va duce ulterior la limpezirea unor situații și la stabilizarea lor în viitor. Deci chiar dacă apar anumite tensiuni, ele se vor duce în final la o clarificare a raporturilor, indiferent că e vorba de asociații de interese sau de partenerii de viață. Pot să apară unele necazuri venite de la cumnați, de la cumnatele dumneavoastră, mai ales dacă aveți ceva probleme în familie legate de moșteniri, succesiuni sau alte bunuri care trebuie le împărțiți cu aceștia. De asemenea, puteți avea unele probleme cu socrii, unul dintre ei se poate îmbolnăvi sau are nevoie să
cum să spun eu, de ajutor, ceea ce iarăși vă complică puțin existența cotidiană și poate să ducă și la unele cheltuieli neprevăzute. Pot fi noutăți neașteptate legate de internări, îmbolnăviri, operații, accidente și așa mai departe. Dar, cum spuneam, problemele nu sunt foarte, foarte acute, grave. Sunt acute, dar nu grave. Mai grav era dacă influența era plutoniană. Dar Marte este un rău mai mic, este răul mai mic în astrologie considerat. Pentru Fecioară, problemele în această perioadă sunt legate de rente, pensii, dividende, datorii, obligații pe care le aveți. S-ar putea să pierdeți anumite bunuri pentru care vă judecați de o perioadă de vreme. Deci în urma unui proces s-ar putea să pierdeți și nu să câștigați ceea ce credeați sau credeați că vi se cuvine. De asemenea, este posibil să pierdeți anumite drepturi, puteți pierde o anumită poziție socială. E o perioadă în care abilitatea dumneavoastră profesională, renumele, reputația, toate acestea pot fi probate de astre și să nu ieșiți chiar așa bine din această situație, să fiți victima unor defăimări, unor acuzații, unor calomnii defăimătoare și așa mai departe. Ceea ce va crea foarte mult stres, foarte multă suferință emoțional, sentimentală, supărare. De asemenea, pot fi unele probleme cu asociații de interese, cu partenerii de viață, există riscul înșelării, trădării unor asociați sau partenerului, sau pot ieși la iveală unele lucruri, unele trădări, unele înșelătorii și, dintr-o dată, încrederea dumneavoastră în acest partener sau în acest asociat să scadă, să fiți extrem de dezamăgiți, deziluzionați, după ce ați parcurs o perioadă, poate de anul trecut, în care ați sperat sau ați crezut că ați dat peste omul cel mai cinstit, cel mai bun, cel mai generos. E posibil ca acum aceste lucruri să, în urma unor revelații scandaloase, a unor discuții tensionate, a unor agresiuni verbale sau jigniri, toate aceste impresii pe care le-ați avut despre asociat sau despre partener să scadă, deci această persoană să scadă în ochii dumneavoastră. Fiți foarte atenți dacă în viața dumneavoastră se reîntoarce o persoană. Gândiți-vă bine de ce v-ați separat sau v-ați despărțit inițial și nu acordați o a doua șansă crezând că persoana s-a schimbat. Cu Marte retrograd, tendința este de schimbare, știți cum se zice proverbul acela, lupul schimbă părul, dar năravul ba. Deci situația, persoana respectivă se poate reîntoarce cu un anumit interes pentru o perioadă scurtă până când se redresează sau își revine, după care, pentru că are o problemă ascunsă, secretă, după care urmează aceeași situație pe care a trăit-o. De aceea vă sfătuiesc să nu dați o a doua șansă, mai ales femeilor fecioare le spun acest lucru, nu acordați o a doua șansă unui bărbat care se întoarce în această perioadă în viața dumneavoastră și nici nu vă întoarceți la un parteneriat, asociere mai veche, pentru că în acest moment vi se pare că situația din serviciul actual este instabilă. Nu veți face bine dacă vă întoarceți în trecut, la ceea ce ați renunțat înainte. Pentru Balanță se anunță o perioadă de neînțelegeri, discuții în contradictoriu cu soțul, cu partenerul de viață, de fapt nu soțul, că poate fi și soția, sau cu familia, membrii familiei acestei persoane sau cu asociații de interese. Pe dumneavoastră vă sfătuiesc să nu încheiați acorduri de parteneriat și asociere în afaceri și nici să nu intrați într-o asociere, un parteneriat cu membrii familiei partenerului de viață. Frați, cumnați, adică cumnații, verii, unchii, mătușile acestor persoane.
Dacă ați sperat că veți primi un ajutor din partea acestora, să știți că în această perioadă există riscul ca aceste persoane să își schimbe opiniile, să apară unele discuții, certuri, în special provenite de la familia, deci părinții prin alianță, rudele prin alianță, și de aceea e bine să evitați reglările de conturi cu membrii familiei și asocierile, parteneriatele cu aceștia. Pentru că ulterior veți regreta că ați intrat în această combinație, beneficiile putând fi de scurtă durată și ulterior se pot crea chiar dușmănii din pricina afacerilor familiale. Pentru Scorpion, perioada cu Marte retrograd în casa serviciului, a raporturilor cu subalternii, servitorii, colaboratorii, colegii, scorpionii trebuie să fie foarte atenți. În general, scorpionii și berbecii în această perioadă sunt mai defavorizați în relații, de aceea e bine să se retragă așa într-un turn de fildeș, să evite persoanele care îi șicanează, care îi contrazic, pentru că scorpionul are o tendință nativă de șicană și contrazicere, ori în această perioadă, dacă mai și intră în contact cu persoane care le șicanează, le răspund contradicțiilor și șicanelor și apar certuri, certurile sunt periculoase, crizele de nervi sunt foarte mari și furiile vor fi periculoase pentru că pot crea accidente cerebrale. De asemenea, în această perioadă, scorpionul este predispus unui accident fiziologic, infarct sau accident cerebral, în special cerebral, sau probleme arteriale. De aceea, cei care iau medicație legată de tensiune, nici cum în această perioadă să uite să ia această medicație sau să o întrerupă, pentru că riscă un accident fiziologic sau există un mare risc de accident de mașină. De aceea, până în 26 mai, pe scorpionii sfătuiesc să circule cu taxiul și nu cu mașina proprie. De asemenea, nici tranzacțiile legate de mașini nu sunt favorizate, nici vânzările, nici cumpărările, iar nici intervențiile chirurgicale nu sunt favorizate de astre și nici acțiunile curajoase sau independente. Nu este bine să acționați independent și nici egoist, pentru că s-ar putea ca ulterior, cum spuneam, să vă periclitați poziția, fie în cadrul relației de cuplu, mai ales dacă ați avut tensiuni cu partenerul, partenera de viață, și să vă treziți că el spune: vrei să pleci, vrei să acționezi de capul tău, n-ai decât, fă-o. Și atunci nu mai puteți da înapoi. Deci în situația asta nu vă dați demisia, nu luați decizii radicale privind poziția dumneavoastră socială care este dată de funcție sau de statutul dumneavoastră în relația de cuplu, pentru că vă veți trezi că partenerul acceptă și veți avea probleme privind posibilitatea de demisionați dintr-o funcție și să vă pierdeți poziția socială, să nu mai găsiți o altă situație similară până în toamnă, sau dacă acționați amenințând cu divorțul, să vă treziți că partenerul spune: da, sunt de acord, n-ai decât. Și din momentul ăsta poziția noastră să fie foarte clară și să nu mai puteți da înapoi. Deci fără decizii radicale, fără acțiuni drastice. Pentru săgetător se anunță o perioadă în care veți avea probleme cu copiii dumneavoastră. De aceea vă sfătuiesc să fiți mai îngăduitor, mai disponibil, să nu vă amestecați în problemele copiilor, să există riscul unor răni pe care există un pericol de rănire pentru copii, pot fi mici intervenții chirurgicale, tratamente mai dure sau eventual contuzii, fracturi, luxații, dar și o oarecare tendință de rebeliune, de indisciplină din partea copiilor. Deci vă veți trezi acum că acești copii nu vă mai ascultă, că aflați despre ei lucruri negative, că trebuie să dați socoteală pentru ei în fața profesorului
profesorilor dacă sunt elevi de școală sau în fața justiției dacă sunt mai mari. De asemenea, puteți să aveți ceva complicații în relațiile intime, de aceea săgetătorii care sunt prinși într-o relație trebuie să evite relațiile extraconjugale sau legăturile erotice precipitate, pentru că veți adultele în această perioadă vor fi cu consecințe grave, vor conduce ulterior la ruperea relației mai vechi pe care v-ați bazat și nu merită acest lucru. Deci fiți foarte atenți. Dacă întâlniți pe cineva, nu vă aprindeți foarte tare, pentru că relația ori nu va dura foarte mult, ori vă veți da seama foarte repede că persoana este perfidă, este certăreață, urmărește un anumit interes și veți fi extrem de dezamăgiți. Și dumneavoastră veți avea relații defavorabile, deci toți săgetătorii vor avea relații defavorabile cu persoanele de sex opus în această perioadă. Pentru Capricorn se anunță o perioadă cu probleme legate de proprietăți sau de părinți. S-ar putea să părinții dumneavoastră să aibă unele necazuri sau să aveți necazuri cu proprietățile. Cei care nu aveți asigurate proprietățile, ar fi bine să le asigurați în această perioadă, pentru că riscați, există pericol de furt, spargere, incendiu, calamitate publică, care vă poate, toate acestea vă pot afecta proprietățile. De asemenea, există riscul pierderii unor proprietăți ca urmare a unor procese sau succesiuni care au fost întocmite, proceduri juridice legate și de testamente sau de succesiuni testamentare. Cei care vă certați cu părinții în această perioadă, s-ar putea să pierdeți o moștenire sau anumite bunuri care vi se cuvin. De aceea încercați să evitați aceste conflicte cu părinții, pentru că părinții vor fi extrem de utili, în special din toamnă. Nu stricați relațiile datorită nervilor, tensiunii, sau nu plecați de acasă în dorința de a vă dezvolta independent, pentru că veți pierde în sensul că nu veți avea, de exemplu, cei care vor să plece în străinătate, să părăsească țara în această perioadă sau vor să se separe de părinți, foarte repede vor avea necazuri și le vor părea, mulți vor regreta această acțiune și s-ar putea să nu vă mai puteți întoarce ușor înapoi. Întoarcerea nu este ușoară, știți de ce? Nu pentru că Marte acesta aduce complicații grave, ci din orgoliu sau vanitate. Asta e marea problemă. Marte accentuează orgoliu, vanitatea, și ce se strică acum e greu de dres din pricina vanității rănite, și de aceea e bine să fim foarte prevăzători și să nu rănim pe nimeni și să nu acționăm drastic, pentru ca ulterior să nu putem să dregem lucrurile decât călcându-ne pe orgoliu, și chiar unii dintre noastre s-ar putea să trebuiască să se umilească. Deci încercați să nu vă stricați relațiile cu părinții, mai ales cu părintele de sex opus, pentru că veți avea nevoie foarte repede de el, iar dacă acest părinte are necazul și are nevoie de ajutor, e bine să-l ajutați, pentru că acest ajutor vă va fi util nu mai târziu decât anul viitor. Sau se întoarce, cum se spune, acest ajutor cu anumite beneficii în viitor. Pentru vărsător se anunță o perioadă cu probleme cu anturajul. Fiți foarte atenți la raporturile cu frații, cu verii, cu amicii din copilărie, cu vecinii. Sunt șicane, sunt discuții, sunt tensiuni sau vești proaste pe care le primiți despre aceste persoane. S-ar putea ca anumite întâlniri și discuții cu aceste persoane să se amâne sau unele discuții chiar să se strice. De exemplu, cei care au de reglat conturi cu frații sau au ceva de împărțit cu frații, s-ar putea ca în această perioadă aceste negocieri și discuții să se întrerupă, să se rupă dintr-o vorbă spusă aiurea, dintr-un lucru care iese la iveală ascuns. Multe secrete ies acum la iveală și cei care au acționat ilegal sau egoist sau lacom doar pentru el, în detrimentul altora, mai ales când este vorba de frați, de rude, acum iese
la iveală această acțiune și bineînțeles că vor, toate aceste lucruri vor genera tensiuni. Deci cei care au căutat să obțină niște beneficii în detrimentul fraților sau rudelor apropiate sau care au ceva probleme cu vecinii, în această perioadă lucrurile se pot acutiza, tensiunile cresc la maxim și riscăm chiar agresiuni. Deci să știți că cu Marte retrograd, tensiunea verbală poate să conducă și la violență fizică. De aceea e bine să ne ferim de astfel de oameni, să evităm oamenii care sunt procesomani, care sunt agresivi, care sunt iritabili. Să ne ferim de ei, nu să încercăm să-i convingem, pentru că nu există înțelegere și nici îngăduință. De asemenea, trebuie să fiți foarte atenți în deplasări, puteți avea probleme din pricina unor acte, sunt niște, mai ales dacă anumite acte v-au expirat sau anumite acte, diplome, vreți să le obțineți în această perioadă, nu le veți obține, sau dacă așteptați să primiți un răspuns, un aviz, o aprobare la o cerere, acest răspuns întârzie sau este negativ. Deci ideal ar fi să întârzie, dar poate să fie și negativ. Eu vă sfătuiesc să nu vă descurajați. Nu este momentul să cereți o diplomă, un aviz, un certificat. Nu e momentul să începeți o acțiune de înscriere, pentru că ori nu vă veți ține de acțiune, veți întrerupe cursurile, veți întrerupe acțiunea sau veți primi un răspuns negativ. Nu vi se aprobă cererea, solicitarea. Nici actele legate de anumite documente privind beneficii din Uniunea Europeană sau de la oficiali, guvernanți. În această perioadă nu le veți obține. Răspunsul este negativ și atunci cel mai bine e să lăsați să acționați după 10 mai cel mai devreme sau după 26 mai. Pentru pești, o perioadă în care se anunță cheltuieli neașteptate, cheltuieli chiar peste posibilități. De asemenea, unele probleme în raport cu beneficiile care vi se cuvin, deci este o perioadă în care și dumneavoastră trebuie să fiți atenți ce cereți șefilor dumneavoastră sau patronatului, pentru că nu veți primi ceea ce cereți și atunci e bine să primiți ceea ce vi se oferă, chiar dacă este mai puțin sau acel ceva nu vă mulțumește. Acest Marte retrograd în casa meritelor personale poate să ducă și la o tendință în această perioadă de încetinire a ritmului, de recrudescență de activitate, adică anumite activități se pot încheia sau întrerupe, anumite contracte se pot strica sau, cum spuneam, se pot încheia și rămâneți un pic pe tușă sau activitatea se diminuează. Ei, nu trebuie să vă faceți chiar așa sânge rău, pentru că e foarte posibil ca șefii să vă însărcineze cu noi activități. Partea proastă este că aceste activități ar putea să nu fie legate de domeniul dumneavoastră sau să nu intrați în contact cu persoane care vă plac și vă convin. Ei, nu e nicio problemă, lucrurile nu vor ține mult. De aceste lucruri vă puteți debarasa din iulie-august încolo, s-ar putea să le pasați altora. De asemenea, există și o tendință de lipsă de inițiativă. Mulți pești vor simți nevoia să odihnească, să încetinească, cum spune, am ritmul, să se controleze. E și foarte bine să faceți controle medicale și să încercați să vă organizați sau să găsiți un tratament, un terapeut pe care să-l urmăriți, această acțiune să o urmăriți metodic, pentru ca să nu vă treziți în iunie cu probleme grave de sănătate. De aceea e bine ca lucrurile să meargă într-un ritm ceva mai lent în această perioadă și cu mai multă rațiune și fără atâta viclenie și interes lăcomie. Dragi telespectatori, cam aceasta este perioada. Despre ea am să vă mai vorbesc și în emisiunea următoare. Sper ca săptămâna viitoare să intrăm într-un dialog direct și atunci să vă spun personal cam cu ce vă confruntați. Vă doresc în continuare vizionare plăcută și să ne revedem cu bine. La revedere!